Pentru că Mirela trăiește în lumea asta și face networking, mai ales pe partea asta de business și lucrează cu multinaționale, cu companii multinaționale, am să te întreb și pe tine, Mirela, care sunt problemele sau angoasele oamenilor care trăiesc în mediul ăsta, care e un mediu stresant, solicitant, în care programul de 9 to 5 nu există, 9 la 5, decât numai pentru bugetari. Și alea cu multe pauze și multe sărbători și multe... Deci vorbesc despre mediul privat, este extrem de stresant. Cum reușesc oamenii ăștia să treacă peste stresul ăsta, să-l gestioneze și să nu și să fie într-un echilibru în această cursă cu timpul? Nu știu cât de mulți reușesc, în primul rând. Apoi este o diferență destul de mare de profil între un antreprenor și un angajat. Nu înseamnă că unul e mai bun decât altul, înseamnă doar că suntem diferiți, asta e de la sine înțeles. Și sunt etape de trecere, cel puțin în partea antreprenorială, unde aici sunt de fapt majoritatea clienților mei de business, e cum facem echilibrul între viață și business. Exact. Cum facem astfel încât să... înțelegem că un business devine business în momentul în care facem bani și nu-l păstrăm acolo de ego, să zică lumea, uite ce business frumos și minunat avem, când eu de fapt aduc bani de acasă ca să țin businessul respectiv. Iar bine, noi ca popor trecem de fapt printr-o dificultate culturală, pentru că noi am fost crescuți cu tacma asta a rușinii. Exact. Nu fă aia că e rușine, te vede vecina. Exact. Era că te pedepsea maica ta sau taică tu, adică să i-ar fi supărat pe ei. Dar ce zic vecinii? Ce zic? Mamă, învață, mamă, ne-ai luat premiul întâi, pe ce o să zică vecina? Că nu sunt o mamă bună, că nu sunt un părinte bun. Noi de aici venim, ca popor nu suntem antrenați la eșec, nu suntem antrenați la frustrare, luăm refuzul ca pe o chestie personală sau ceva ce nu ne-a convenit, este personal, are de face cu noi, nu are de a face cu noi de cele mai multe ori. Și ne panicăm și intrăm în zona asta de anxietate, aoleo, am greșit odată, sunt un dezastru. Da, sau sunt un ratat. Și de aici, mă rog, intervine, dar pentru asta ar trebui cineva care este creditat să vorbească despre psihologie. Oricât de mult am înțelege noi prin prisma meseriei pe care o facem acum, poate e mai sănătos să spună cineva. Da, o să vorbim și despre asta. Într-adevăr, uite, e un subiect foarte bun pe care o să-l abordăm aici în emisiune.